Am văzut cu toții mai devreme pe material cum a decurs cererea în căsătorie pentru Bogdana. Cei doi au fost la Florența, spuneau că s-au plimbat foarte mult pe jos și la un moment dat s-au oprit pentru momentul celor doi pentru cererea în căsătorie. Liviu a cerut-o pe Bogdana, spunea că nu mai ține minte exact ce a spus, dacă a întrebat-o, dacă vrea să fie soția lui pentru că avea foarte mari emoții. Discursul din capul lui nu a mai fost același cu cel pe care l-a verbalizat. Dar cu toate acestea, cert este că a cerut-o, i-a spus bineînțeles da și Iată că avem și al doilea cuplu logodit din casa mireasa. Bogdana, pentru a nu se aștepta la această cerere, Liviu spunea că a încercat să-i demonteze toate suspiciunile, spunându-i că doar Daniel a vrut să pregătească ceva atât de special pentru Ana. Acum, în sufletul ei, doar ea știe dacă a știut sau nu, dacă a crezut sau nu că va fi cerută, sau poate doar a sperat. Spunea Bogdana că inelul îi este lărguț, dar că nu e nicio problemă. Iar pe doamna Lucica am văzut-o plângând, spunea că sunt lacrimi de fericire pentru că își vede singurul fiu făcând un pas atât de important.